Cetatea asta nu știu cum se numea cândva, dar acum oamenii care au pus mâna pe ea au numit-o Forte Prenestino. Și fac aici tot felul de evenimente alternative. Asta cred că e un cuptor artistic. Are forma unui cap. Artiștii se pregătesc de concert. Inscripții din toaletă. Arată exotic. Calea spre vinotecă e roză, ca să sugereze culoarea vinurilor. Dar te avertizează să nu bei ca un porc, probabil, ca să n-ajungi așa monstru. Sau cine știe. Sa. Prova. 1, 2, 3. Prova. Mesaje politice, anunțuri expirate. Toamna-i trecută. E aproape ora 8 și viața de noapte încă nu a început, abia se pregătesc barmanii și alți specialiști. Aici un fel de teatru, dar văd că nu se pregătește nicio reprezentație azi. Oprește televizorul, spune minciuni. Anarhiști au scris, contra statului. Și că fortăreața asta e oraș în oraș. Sala de ceai e sus. Dacă nu-ți place vinul și berea, afișele te așteaptă la intrare. Unele sunt pentru evenimente viitoare, altele pentru evenimente care deja au trecut. 9 decembrie e duminică, poimâine. Forte Prenestino. Și cât de vreo 30 de ani activează oamenii aici. Nimeni nu revendică fortăreața, cândva aparținea armatei. Acum primăria nu știe ce să fac cu ea și iată, se exprimă artiști. Aici e șanț care trebuia umplut cu apă și aici e podul care se ridica. Acum nu se ridică. Combatem sărăcia, scrie anunțul cela de jos. A, nu sărăcia, paura e frica. Combate frica și distruge fascismul. Un grafiti mare afară anunță Forte Prenestino și unii vin cu mașina, alții vin cu bicicleta sau pe jos. Intrarea într-un părculeț, într-un scoar. Poate ar fi fost mai fain să filmez ziua, dar n-avea să fie nimeni pe aici. Seara începe viața nocturnă la Forte Prenestino de Roma.